Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. Stai să dau numai brightness-ul mai tare. De data asta mă aflu pe rpg.aimstyle.ro. Dacă vreți să vă apucați aici, o să aveți toate detaliile în descriere / referral. Și nu uitați să folosiți codul de referral 86 la înregistrare. Bun, ăsta e spawn civilul. Vedem aici, bă, n-am mai văzut de mult un spawn aici jos, cel puțin la ăsta, la aeroport. Blondu, acesta e un bonus de bun venit / bonus. Ai primit level 2, 15 kg jobus pentru 3 zile și 50 de puncte premium. Ia, / get premium. Hai să vedem cum asta, sistemele de la spawn. Așa, fii atent că avem premium gifts, 3 ore, 10 ore, 15 ore și așa mai departe. Deci la fiecare asta, cum aveți 3 ore de joc, pac, primiți un reward. La 10 ore de joc, pac, a reward și tot așa. Și avem aici și un ăsta, un mamă ce lapsus am, nu rent vehicle, ca e comanda în sine, un rent car, un rent car. Și avem așa, puteți să luăm un sentinel, bocat, ben și sanchez. Bă, nu mai m-am cărat de mult cu sanchezul și e mișto. Aici putem să dăm și de permis. Bun, haideți să începem cu joburile de pe server. Astea sunt joburile de pe server. Fermier, tracker, carjacker, arms dealer, drug dealer, detective, pizza boy, courier, fisher, forklift, constructor, tăietor de lemne și culegător. Ma. Hai să facem asta de constructor. Hai să merg pe hartă. Cred că ăsta este checkpoint-ul, nu? Ia, got a job. Da, jobs. ID-ul 11, got a job 11. Bun. Set. Și se pare că avem nevoie de nivel 3. Give a level. Set level. Slash set. Puteți, vă rog, să-mi setați nivel 3. Ok. Nicio problemă. Deci las că nu rămâne nefăcut acest job. Hai să mai vedem. Tăietor de lemne. Sper să nu fie goto. Ba, uite că s-a rezolvat. Trebuia numai puțin așteptat. N, Y. Perfect. Hai să mergem la / build. / build. Salut Stringer, firma AMSA în România te-a angajat pentru a ridica un bloc. Tu cu restul firmei trebuie să ridicați blocul până la finalul sezonului. Firma este administrată de către Blondu. Blondu te va răsplăti pentru fiecare progres. Du-te la checkpoint. Merem, boss. Sărim aici un guard. Țaca-paca. Merem în checkpoint. Luăm aici pavelele astea. Cred că sunt pavelele mele ce le-am folosit eu în modul de străzi. Merem frumos pe aici. Așa ne suim elegant, frumos cât de cât. Și hai să merem în checkpoint. Pac! Și asta este jobul, nu e nimic ceva foarte complicat. Câștig 62K, boost 51K, câștig total 113K. Și dacă vrem să nu mai facem, mă gândesc că o să dăm, văd aici jos, tot build. Hai să mai facem o tură. Bă, deci înseamnă, având în vedere care sunt punctele pentru acest skill, bă, se face skill-ul super ușor, cel puțin aici, kill cp, sau dăm kill cp și așa mai departe. Hai să mergem și la dealership, buy car, hai să vedem cât costă Infernus-ul și mașinile astea mai scumpe. Infernus-ul este 700KK, Bullet-ul 500, Sultanul 500, Turismo, Benz și Citah, vedeți și voi care sunt prețurile în stânga jos. Bă, având în vedere că câștigăm 100K în ăsta 10-20 de secunde, bă, vedeți că e un server easy. Adică dacă vreți să vă faceți avere foarte ușor și așa mai departe, bă, puteți să intrați aici fără niciun stres. Dacă vreți să aveți voi colecție de info și așa, țaca-paca, ați rezolvat una, două. Hai să mergem acum și la tăietorul de lemne să vedem ce e. Got a job 12, pac, N, Y, / cut. Nu ești la locul potrivit. Merem aici, du-te la checkpoint și hai să vedem cât câștigăm aici și în cât timp. Tăiem lemne. Hai da! Bagă drujma bine, mane. Hai să mergem să intrăm în checkpoint. Bă, vedeți că jobul ăsta e și mai casă. 112K,
Boost, nebuneli. Bă, vedeți că asta face și mai ușor banii din ce văd, dar și ai nevoie de nivel 3. Bun, îl faci ușor, deci nu-i să zici că e o problemă în acest sens. Și hai să mai facem și culegător de fructe. Got a job 13. Astea sunt joburile ce ne-am văzut eu mai diferite. Slash culege, hai să dăm. Ai nevoie de Supreme Account. E asta, hai să vedem și shop-ul cu ocazia asta. Premium account 500 de PP-uri. Supreme. Bă, mi se ochior și nu văd eu Supreme. Reborn account, better, Supreme account. Deci nevoie de 10.000 de PP-uri. Give PP, hai să văd eu dacă am acces. Puteți să-mi dați și PP-uri pentru Supreme account. Deci de asta e nevoie de Supreme account, care e 10.000 de PP-uri. Am în vedere, cred că pot să cumpăr vouchere. Și hai să, uite, Battle Pass, Bitcoins, deci avem, văd că avem și sistem de Bitcoins, Supreme Token și Custom Vehicle, ăsta e 20 de euro. Bun, slash culege, hai să mergem la checkpoint, frumos, elegant, du-te la checkpoint pentru a colecta lăzile cu fructe, merem boss, fără niciun stres, nu? Se rezolvă. Perfect! Haida! Mișcă renii! Și apropo, la joburi câștigi PP-uri în funcție de skin-urile pe care le ai, deci se fac punctele premium ușor, deci ca să nu fie stres. Fii atent! Chiar ce ziceam? Dar mi-s curios, numai la jobul ăsta primești câte un PP așa pe fiecare tură și 3 Supreme Tokens și am văzut și noi shop-ul pe partea de Supreme Tokens, ce avem aici, bă, uite, puteți să vă cumpărați vouchere și după să le vindeți și așa mai departe. Bă, se fac, deci după cum văd eu așa din prima, din primul punct, bă, deci poți să-ți faci avere foarte ușor. Poți să faci puncte premium foarte ușor, deci dacă vreți un server easy, e ok, chiar e super ok. Da, mă, și fii atent, pe tură primești câte un premium până și 3 Supreme Token, dar e și nevoie de Supreme Account. Bă, e casă, chiar e casă. Și la jobul zilei câștigi PP-uri pe fiecare checkpoint, la fiecare job. Casă. Deci chiar puteți să vă faceți puncte premium super ușor, bă, numai băgând ture la jobul zilei. Să zicem că facem 100, faci 100 de ture. Depinde, dacă faci, de exemplu, un prins jobul zilei, constructorul îți face 1000 de PP super easy, fără niciun stres. Și aici încă se mai sărbătorește Paștele. Easter Party Quest, hai să merem acolo să vedem despre ce e. Merem frumos cu fly modul. Apropo, vedeți că mod pe cu sistemul de low medium PC, făcut de către Tibi, de ownerul Bugget, dacă pot zic așa. Eu i-am făcut o remake, am zis, bă, haide, adică am fost la un YouTuber pe live, zic, bă, stringere, vreau mod pe cu ăsta. L-am făcut și după am găsit link de la cel original, dar sunt tot cam aceleași moduri, mai am mai făcut și câteva optimizări, vedeți și voi frame rate-ul pe care l-am în dreapta sus. Slash Star Quest, hai să vedem în ce constă quest-ul. Angle Stringer All, ca să nu mai fie stres. Slash Star Quest. Perfect. Ți-am setat pe hartă un punct galben unde se află ferma ascunsă, îți recomand să folosești Slash Quest Info. Salut, acum 2 săptămâni am plantat niște iarbă la fermă la mine. Cu ocazia zilei de Paște am decis să organizez un party la club. Am nevoie de tine să mergi să culegi toată iarba bună și să-mi o aduci în pachetele. Ți-am setat pe mapă un punct galben unde se află ferma. Pentru a culege iarba bună trebuie să apeși Y lângă. Pentru a depozita pachetul de iarbă în mașină, apasă tasta Y lângă mașină. Când termin cursa de cules, când termin de cules toată iarba, întoarce-te, te rog, la mine. La această misiune poți primi premium points, gift points, respect points, bitcoin, supreme token, bani, un epic rate. Hai să merem noi direct la punctul galben. Pac, frumos. Bă, ăsta cred că o să fie un episod mai lung.
Ok. Acum du-te, încarcă pachetul în vehicul, țaca-paca, și ai 25 de saci de iarbă care, bă, având în vedere, îi faci, chiar îi faci super ușor. Pac. Acum nu o să mai stau să termin eu tot quest-ul, asta vă las pe voi. O să dau acum slash top quest și progresul rămâne salvat și după login. Și hai să vedem ce avem pe la Supreme Account. Ce beneficii, că nici nu m-am uitat să văd. Slash help. Ia stai. Supreme Account. Slash-ul Goto. Teleportezi la un preluat la 20 de minute. Slash-ul V. Repar mașina o dată la 20 de minute. Slash-ul Supreme. Poți câștiga Supreme Tokens în Supreme HQ. Acces în Supreme IQ. Acces la shop-ul cu Supreme Token. Acces la comandă Slash-ul cu care poți plasa un anunț de oriunde. Îți face orice vehicul îți face vehiculul unul de tip Supreme, îți dă 30 de km la oră în plus. Acum poți munci la jobul cu legător special pentru Supreme, plus tagul de Supreme deasupra capului pe care eu nu-l pot vedea. Asta poate să-mi-l vadă alți jucători. De stai. Help. Supreme account. Slash Supreme. GPS. Hai să merg să vedem ce e cu IQ-ul ăsta, că mi se pare destul de interesant. Slash Supreme. Deoarece în Supreme IQ ai primit 84 Supreme Tokens și 12 puncte premiu și un Legendary Crate și poți folosi comanda asta la 30 de minute. Slash Open Crate, hai să și deschidem un crate, Open Crate, avem un Legendary și așteptăm. Probabil, ce zici, un skin legendar? A? Așteptăm. Nu, mi-a dat 10 caca. Mă rog. Apropo, trade se poate da numai într-o anumită zonă, slash GPS. Și hai să vă arăt și locația de trade zone. Asta e locația de trade unde puteți să vă faceți voi afacerile binecuvântate. Pa aici frumos vă strângeți, vă țigăniți la prețuri una alta. Pe server, hai să vedem ce facțiuni sunt, slash factions. Vedem aici că avem Los Santos Lawyers. Ce face facțiunea Los Santos Lawyers? Poți da free chiar și celor din AGL pentru DM/VDM. Poți da clear wanted numai în cazul în care un player are wanted cu drept de predare, deci un fel de facțiune coruptă în ghilime. Și hai să vedem în legătură cu skinurile. Beneficii skinuri. Așa sunt beneficiile ce ți le oferă skinurile, bă, da, eu la Supreme faci bani căcălău și puncte premium tot pachetul. Chiar lux, chiar lux. Hai să merem în zona de crate-uri. Merem aici. Pac! Luați două crate-uri la preț de una. Numai astăzi, Joey Bișnițarul. Bine, Joey Bișnițarul. Astea sunt crate-urile și cel mai special crate-i ăsta, Supreme Crate, ce poate fi cumpărat cu 8.000 de bitcoins și cu 800 de PP-uri. Bun, hai că eu m-am cu dealership-ul. Pac, și hai să dăm un open crate și să vedem ce ne poate pica. E clar, mă gândesc cu skin Supreme, bani, da, skin Supreme, bani, premium points, a lot of premium points. Eu aș prefera un skinuleț. Nu, și n-am avut noroc, mi-a dat bănuți. Pe server e un business ceva mai special de traficant de arme. Salut, traficantul se ascunde pe aici undeva, caută-l cât mai repede posibil. Cine reține bizul unde se află traficantul de arme permanente, primește pentru fiecare armă 15% bani în business. Ia stai, hai să căutăm. Deci ăsta e... De aici poți să-ți cumperi o armă permanentă. Slash armă, slash armă permanentă. Bă, și costă pe măsură, dar nu e stres. Ești nebun, iei rifle-ul, mamă, ce faci cu polițiștii? Eu mi-am un M4. Atenție, poți anula oricând această armă contra cost, desigur. Păi tu ești nebun, e 15% din 500 de KK. Conform calculelor mele, 10% 50 de KK, undeva e la 75 de KK. Mamă. Și asta e permanent pe server. E un fel de
nu e neapărat un RPG clasic. E un fel de combinat puțin cu tentă de stand, adică pe partea de sisteme. Nu trebuie să depui multă muncă ca să obții ceva sau... E așa for fun cumva, știi? Nu e să fii acolo tryhard, să muncești. Bă, n-am mai văzut chiar așa de easy, dar... Bă, ideile chiar sunt interesante, n-am ce să comentez. Și să vă prezint și sistemul de Bitcoin. Ia stați, primărie, traficant, Bitcoins mining. Hai să vedem ce e cu sistemul de Bitcoin. Merem aici. Bitcoins HiQ. Fii atent. Avem aici slash Bitcoin. Folosește slash shop pentru a achiziționa ceva. Bitcoins. Bun, asta ți-o iei cu Bitcoin, mă rog. Și asta e. În urma minării ai primit 69 Bitcoin și 6 PP-uri. Și poți folosi la 3, mă gândesc la 390 de secunde. Băi, e mișto. Deci faci, nu mai vii aici, pac, Bitcoin, pac, ți-ai scos PP-uri, mai primești și de la jobul zilei. Și aici set Bitcoin. Bitcoin, sell Bitcoin. Așa. Și am primit pentru Bitcoinii pe care am avut, am primit 1.1 KK. Cum a zis, banii se fac super repede. Și hai să mergem să ne cumpăr și o mașină, gotodusă până la urmă. Bă, eu chit că nu eram de adeptul de Infernus, o să cumpăr acum un Inf. Freeway, Infernus. Bifă. Și hai să vedem ce sisteme putem avea, domne, pe această mașină, fiind vehicle. Hai să văd care e MIID-ul. Get V288, cred că asta e. Get car. Get car 288. Da, uităm VIP-ul, V, și hai să vedem aici. Classic, upgrade to VIP vehicle. V plus, ia stai, hai să pun acum textul, pun așa. Avem așa. Rainbow Vehicle și Supreme Vehicle. N-am V plus-ul. Facem V plus-ul. Numai nu știu chiar atâta ce beneficii oferă din astea. Dar am înțeles că e o mașină de tip Need for Speed și Need for Speed 2 care prinde maxim 330 de km la oră plus un tuning special pe ele și tatuaje. Și hai să mergem și în zona de tuning. Tuninguri? Yes, baby. Stage System și neoane LS. Asta ne interesează. Păi, mișto mapping-ul și faină că e locația ceva mai diferită față de ce am văzut până acum. Ia, uite NFS tuning-ul. Ia, hai să vedem. De aici îmi punem neoane, n-are rost să vă prezint neoanele. Și trebuie să ai neapărat Only VIP plus Vehicles. Deci ăsta e cu V1, cu V2 și mai avem și un text de Andrea. Bă, arată mișto. N-am ce să contest. Chiar arată mișto și hai să vedem și V2-ul. Am deja. Bă, arată fain. Ia fi atent când schimbă și botul. Și asta nu e de la mine, de la mod, să știți aștia. Cred că ăsta e V2-ul, cel vedem aici. Și eu ce am e V1. Bă, sincer. V2 arată mai bine decât V1. Și vedem aici și pe partea de stopuri și așa mai departe. Bă. Da. Suprimuța ăsta îți oferă un boost de 30 de km la oră și dacă mă duc eu să-i fac ad nos slash nos, ia să vedem cât se întinde nebuna. 200.
Cred că o să trebuiască să dau un respawn. Și atunci ia stai să dau un respawn. Bineînțeles că apelez la metoda clasică. Get veh 288, get car 288, pac. Și acum cred că ar trebui să meargă, sau poate în afara orașului. Mă rog. Și trebuie să ne cumpărăm un Battle Pass, care e un PP. Ăsta normalul, slash BP. Avem aici un Battle Pass clasic, hai să vedem ce misiune avem. E week 1, apropo. Lucrează 30 de ture la jobul farmer, 30 de curse tracker, fisher, curier, tăietor. Deci săptămâna asta e numai pe joburi. Iar puteți să... Băi, și fii atent, sunt premii bune și la... Bă, la asta simplu, nu la ala premium și chiar și la asta normal. Turismul premium și Infernus premium NFSV1. Bă, chiar sunt premii super bune. Ia, chiar job day. Deci azi e forklift. Deci dacă vreți să vă băgați ca lumea, stai că eu filmez azi și postez mâine. Sorry. Și să vă prezint și panelul. Hai să intru eu pe Google. Ăsta e panelul. Hai să trag o logare. Stringer. Să-mi bag eu parola magică. Pac. Cam așa arată panelul. Vedem aici. Frumos, elegant, cât de cât. Avem aici și partea de admin panel. Asta nu cred că e super interesant. Jucătorii online. Staff. Aici puteți să aplicați pentru staff. Astea sunt facțiunile, v-am mai prezentat odată. Pagina de reclamații, tichete, clanuri, shop, cerere de debanare, jucători banați și statistici ale serverului. Bă, băi și fete, cam acest a fost episodul pentru ziua de azi. Nu uitați, dacă vreți să vă apucați aici, rpg.aimstyle.ro, o să aveți toate detaliile în descriere. Eu am fost Stringer, vă pup, ne-am zis data viitoare cu un nou episod. Ciao, les!